Și bine v-am regăsit la agenda evenimentelor. Sunt Imea Anisia și, așa cum v-am obișnuit, în fiecare miercuri, de la ora 14, vă aduc în atenție cele mai interesante evenimente. Suntem la Radio Arte FM. Haideți să călătorim virtual sau nu. Vama deschide vama veche la apus și răsărit. Haideți cu noi în vamă să cântăm la apus și la răsărit facem două concerte în aceea zi, că nu e noapte de vamă fără cântare la răsărit, pe 23 și 24 aprilie. O facem online de data asta, că vremurile nu ne lasă. Dar o să fie o super amintire pentru zilele, sperăm apropiate, când ne vom vedea din nou față în față, să avem despre ce povesti. Acum, electric la apus și acustic la răsărit și promitem să ținem o cameră fixată doar pe soarele care iese din apă la 6 dimineața. Iar dacă o să avem nori, nu contează, ne gândim la soare. Biletele costă de la 20 de ron la 49 de ron. Concertele vor putea fi vizionate înregistrat încă 10 zile după transmisia live. Online, vineri 23 a, 4 -a ora 20, sâmbătă 24 a, 4 a ora 6. Am pregătit pe lista mea și un spectacol pentru voi. The Blue Room. Pentru spectacolul online, intră pe www.mystage.ro. Loghează-te cu datele contului de MyStage de pe care ai achiziționat biletele la spectacol. Intră pe pagina evenimentului pe care ai ales să-l vizionezi la ora programată. Un text superb și un spectacol pe măsură, care într-un mod foarte sincer expune traseul urmat de fiecare dintre noi, fără să murdărească și fără să adauge dulcegării neverosimele acestui schimb pe care îl facem inconștient unii cu alții. Autorul este David Hare, genul fiind comedie. Regia este semnată de Cristian Bajora având în distribuție pe Gabriela Alexandru, Adrian Pantelimon, Andrea Enciu, Andrei Șchiopu, Alexandra Ioniță, Alex Vlad, Patricia Ionescu, Ionuț Iftimiciuc, Laura Mătițiuț, Laur Drăgan. Durata este de o oră și 45 de minute. Următorul eveniment pe care vreau să-l aduc în atenția voastră este un concert. Începând de vineri, 19 martie, de la ora 20, sărbătorim împreună cu trupa cum 15 ani de la lansarea albumului Different Parties. Concertul poate fi vizionat online în perioada 19 martie-30 septembrie vom putea urmări online o serie de concerte filmate produse de Overground Music și găzduite de expirat, cum este o formație rock alternativ din Cluj-Napoca înființată în anul 1997. De-a lungul timpului, stilul muzical al grupului a variat considerabil de la rock progresiv cu influențe jazz și etno, până la rock alternativ. Membrii echipei sunt Eugen Nuțescu, Andras Kovacs, Mihai Ordache, Sorin Erhan, Dominic Xergo. Cum este un nume ce nu mai are nevoie de prezentare pe scena alternativului românesc, scriind istorie prin albumele sare? Acum, la 15 ani de la lansarea primului album Cum, ne pregătește un spectacol intens, emoționant, un concert inegalabil rock and roll. Și pentru că filmul nu trebuie să lipsească din lista de weekend, Institutul francez ne invită la proiecții online El V. În contextul sanitar actual și conform deciziilor autorităților, Institutul francez suspendă. Proiecțiile de film de la Cinema Elvir Popescu, atât în interiorul cinematografului, cât și în aer liber, începând cu data de 7 octombrie 2020 inclusiv. Carnetele de bilete achiziționate vor fi prelungite cu echivalentul perioadei de suspendare a proiecțiilor. Pentru a continua să ne vedem la film, aducem Cinema Elvir Popescu. La voi acasă. Ciclul de proiecție online Elvir SV propune în fiecare săptămână, de joi până duminică, o serie de proiecții virtuale cât mai apropiate de experiența din cinema, dintre care multe în avantpremieră urmate de discuții online cu echipele filmelor. Fiecare film este disponibil doar o seară de la 19 la miezul nopții pe platforma Eventbook. Filmele pot fi vizionate pe întreg teritoriul României. Prețul biletelor este de 15 ron, tarif unic, iar canetele de bilete pot fi folosite. Comenzile sunt limitate la un singur bilet pe adresă de e-mail. Întrucât pentru vizionarea filmului fiecare cumpărător trebuie să fie logat în contul Eventbook cu care a făcut achiziția biletului. După achiziționarea biletului și în intervalul orar în care filmul este disponibil, conectați-vă pe platforma Eventbook cu același cont cu care ați achiziționat biletul și apăsați pe butonul vizualizează ca să înceapă filmul. Pentru discuțiile de după proiecții, urmați linkul afișat sub ecranul de proiecție al filmului. Datele disponibile pentru vizionare încep cu data de 21 aprilie -a și se încheie pe 25 aprilie. Așadar, vă dau întâlnire pe platforma Eventbook alături de prieteni. Gazda voastră sunt ca de obicei, eu, Timea Anisia Dinu și vă dau o întâlnire miercurea viitoare la agenda evenimentelor doar la Radio Arte, Arte FM. E altceva. Bună ziua și bine v-am regăsit, dragii mei! Suntem la Radio Arte FM, gazda voastră de la Fan Art, emisiunea dedicată copiilor și tinerilor talentați. Sunt eu, Beatrice Lianda, și astăzi am un invitat! Un invitat nemaipomenit, un puști simpatic, care mi este foarte drag. Îl cunosc de foarte mult timp, de când era micuț, micuț, micuț. Nu că acum ar fi foarte mare... Dar uh, îl știu de mult și l-am urmărit, îl îndrăgesc și sunt fericită să-l am astăzi pe Patrick Mureșan. Bună, Patrick, bine ai venit în studioul FM! Și eu bine v-am găsit! Wow, super! O să ne distrăm foarte tare pentru că el este un copil dezvolt, foarte carismatic și atât de simpatic, n-ai cum să nu-l îndrăgești. Patrick, spune-mi eu, știu că foarte multă lume, te place în primul rând pentru felul tău de a fi. Așa este? Da, și fiindcă eu merg și la modeling. Și eu cred că se uită multe persoane la mine. Astăzi sunt foarte multe persoane care cu siguranță te vor urmări și sunt, sunt curioși să afle ceea ce vrei să ne povestești, nu-i așa? Așa este. Așa este, e bun. Haideți să povestim, pentru că avem foarte, foarte multe. Și vreau să încep în primul rând cu uh, partea în care tu, iată, uh, chiar dacă ai început de foarte mic, ai avut un succes extraordinar prin uh, carisma pe care o ai și prin uh, atitudinea pe care uh, o, o arăți și bă, pentru tot ceea ce faci tu. Spune-mi. Cu ce ai început, Patrick? De unde a început drumul tău spre succes? Cariera mea a început de la patru ani cu Cătălina Buzdun. Ei, hey, eu știu că mi-ai povestit mai devreme că ai început cu Cleopatra. Da, dar uh, le știu pe ambele din același timp. Din același timp, pentru că iată au fost foarte multe persoane care te-au îndrumat și te-au susținut și ai colaborat cu foarte multe... Uh, foarte mulți profesori, foarte mulți scoutări, organizatori, directori de casting uh, Da, da. Spune-mi, Patrick, și cum a fost începutul tău? De unde ai pornit? Care a fost primul tău pas spre, spre modeling? Uh, mama mea a vrut să mă dea la modeling la Cleopatra Popescu Și mami s-a întâlnit și cu Cleopatra Buzdun. Am înțeles, iată, și ai participat astfel la foarte multe evenimente, prezentări de modă, chiar și evenimente internaționale și ai călătorit destul de mult, așa este? Da. Prin câte țări ai fost, Patrick? Păi, să vă povestesc, am fost cam prin Milano, prin Franța, am fost prin Paris, prin Londra și sunt, acestea sunt cam importante și Cam cea mai importantă este Georgia, din care mi se pare mie cea mai importantă, adică nu știu. Pentru că eu știu că tu ai fost și la concursul internațional din America, și acolo. Vreau să-mi să povestești un pic și despre experiența ta acolo. Cum ți s-a părut America față de celelalte țări? Ți s-a părut la fel de importantă, mai importantă? Sau au fost alte competiții sau evenimente să-ți placă mai mult decât acela? acolo mă pot juca cu copii, adică avem spațiu, dar când prezentăm trebuie să avem rădare și să mergem cu încredere. Pentru că până la urmă este foarte multă muncă. În spatele fiecărui eveniment este foarte multă muncă și trebuie evident răbdare, nu? Da, dar trebuie și să înțelegem cum trebuie să facem pasul acela sau a, acela sau altceva. Să, o, cra, să. De exemplu, nu știu, voi ce spuneți. Noi ce să spunem? Noi spunem că suntem foarte fericiți că cunoaștem copii ca tine, care, iată, fac lucruri minunate pentru că, în afară de tot, tot, tot parcursul ăsta al tău în segmentul modelingului al concursurilor de Miss, de Modeling, până la urmă tu ai multe rezultate care nu au niciun fel de legătură cu acestea și care, iată, sunt niște joburi importante, și anume reclamele în care tu ai apărut, pentru că știu că ai la activ deja foarte multe reclame, așa este? Așa este, am și filme. Și filme, dragii mei, trebuie să specificăm că Patrick a jucat și în filme. Cum ti se pare ție uh, uh, toată, toată uh, povestea asta de, de, de carieră în modeling uh, și în uh, partea de, de actorie pentru reclame? Îți place un segment mai mult decât celălalt? Nu, ambele sunt faine. Ambele sunt faine și tu, uh, tu activezi în amândouă situații, așa este? Uh, da, dar depinde și care. Depinde care? Și uh, dacă ar fi să alegi dintre acestea două, dacă ar trebui să alegi uh, să mergi doar pe un singur drum, ai merge pe segmentul modeling sau ai merge pe segmentul reclamelor? Depinde. Depinde de ce, Patrick? Uh, depinde și la ce oră sau când. Că am de ales. De exemplu, dacă sunt în același timp, trebuie să am de ales. La care să merg? sau să nu merg la niciuna. Așa este, pentru că de foarte multe ori, iată, se suprapun evenimentele și sunt convinsă că de-a lungul timpului ți s-a întâmplat să alerge la un eveniment la altul sau de la o prezentare de modă la o altă emisiune sau alt, alt, alt proiect. O, da, dar nu chiar la toate. Nu chiar la toate, cu siguranță că nu se suprapun toate, toate. Iată, drumul tău a început alături de Cleopatra, ai avut rezultate foarte bune și alături de Cătălina, și apoi drumul tău cumva a, a continuat Dar în primul rând trebuie să recunoaștem Că o avem pe mami în spate Care a, face foarte multe lucruri pentru tine Și e cel mai bun manager până la urmă Da Așa? Eu știu că ai o soră care și ea este pasionată de, de modeling oh, Da, dar nu mai face că trebuie și cu să facă și la liceu și... Ei, sigur că da, vârsta și uh, sigur trebuie să punem pe primul plan școala până la urmă, că acum suntem... În ce clasă este la vinia? Uh, în a noua este. În a noua, avem mult de învățat în clasa nouă și este foarte greu. Patrick, spune-mi, te rog frumos, care este evenimentul care ți-a plăcut ție cel mai tare din cele care ai fost? Că mi-ai spus că cel mai mult ți-a plăcut în Georgia ca și țară. Dar ca și eveniment? Uh, ca și... Depinde. Uh, Mi-a plăcut că am făcut într-o biserică. Da? Ce-ai făcut acolo? Povestește-ne. Păi, tot așa, am prezentat Depinde ce fel de chestii. A fost vorba de o prezentare de modă, a fost vorba de un proiect scenografic, fotografic sau a fost vorba de o reclamă, ca să înțelegem? Uh, de o prezentare. De o prezentare de modă într-o biserică. Foarte interesant, un concept frumos. Spune-mi, uh, să faci fotografie îți place? Uh, da, Îți place mai mult să fii uh, în, uh, în zona de fotografie sau îți place mai mult să fii pe scenă? Ambele. Ambele. Nu putem să renunțăm, dragii mei, la nimic. Totul ne place. Ne place să fim și în reclame, ne place să fim și pe scenă. Și de ce nu, iată, să facem și proiecte fotografice deosebite. Am văzut uh, foarte multe proiecte de-ale tale frumoase. Și ai avut, iată, rezultate foarte, foarte multe chiar în ultimul an. Da, dar am făcut reclame în cel mai mult în acest an. În acest an, chiar dacă a fost un an cu surprize, un an, iată, cu multe restricții, totuși tu ai avut o activitate intensă. Da, cam când nu era COVID. Da, ai început dinainte de a fi pandemie cu aceste activități. Da. Cam... Doar că în, în pandemie, iată s-au făcut, s-au realizat foarte multe reclame și tu ai fost activ. Da, dar nici chiar atât de mult activ că. Nu putem nici chiar atunci să mergem la atât de multe reclame. Nu poți la toate și desigur nici nu ești selectat la atât de multe pe cât poate ne, ne dorim. Spunem dacă ar fi să-mi spui două, una dintre, una dintre, reclamele la care ți-a plăcut ție cel mai tare, care ar fi aceea? Hmm, depinde. Cel mai mult mie mi-a plăcut la Oral B și la Hochland. Ce ți-a plăcut? Ți-au plăcut regizorii? Ți-a plăcut atmosfera? Sau... Mi-au plăcut, mi plăcut regizorii și mi-au plăcut și, cum să zic eu, mi a plăcut când am făcut diferite chestii, adică am putut să văd, să observ ce ce fac ei, adică dacă sunt buni sau dacă nu, adică... Îți place foarte mult, în afară de faptul că ești actor în acele reclame, să și înveți de la profesioniști, înțeleg. Da, învăț, dar știu și unele chestii despre modeling, dar cel mai mult știu ei. Cu siguranță, iată, în, în aceste proiecte de reclamă, mai mult actoria este un atribut important mai mult decât cel de modeling. O, da, dar le pot combina. Sigur că da. Spunem, te-ai pregătit cu cineva pentru, uh, pentru a juca, repetat cu cineva anume, sau pur și simplu tu singurel te-ai descurcat. Depinde, la unele știu și singur, dar la unele mă mai ajută Mami, tații, sora mea, bunica Și repeți foarte mult pentru rolul respectiv sau uh, pasajul pe care îl ai tu de jucat Da Spune-mi, Patrick, uh, uh, mi e enumerat câteva dintre, dintre reclame uh, Eu știu că sunt cel puțin 10 din ce am aflat uh, eu până acum, și sunt convinsă că nu te vei opri aici, pentru că, iată, lumea te place foarte mult, și am înțeles că deja te cheamă ei singuri, fără să mai aplici tu, este adevărat? Da, fără să aplic eu nimic, adică ei mă cheamă pur și simplu. Te cheamă pur și simplu pentru că te-au descoperit, și ne bucurăm că un, un copil atât de drăguț ca tine și micuț, iată, are un succes atât de mare. Spune-mi, ți se pare greu uh, să, să uh, parcurgi toți acești pași pe care tu i-ai realizat până acum? Uh, a fost uh, destul de greu, dar eu știu că pot și așa o să fie. Câți ani ai acum, Patrick? Am șapte ani jumătate. Și ești la școală acum în clasa întâi, probabil? Uh, nu, mami mi-a dat cu un an uh, mai târziu. Am înțeles. Și cum ți se pare ție succesul la șapte ani și jumătate? Atârnă greu pe umerii tăi? Adică să adică ți se, pare, ți se pare greu să să ai succes sau să ai o responsabilitate de, de, de urmat? Da, am, dar uh, și Poți să fac uneori anumite chestii. Poți și te adaptezi singur la orice situație. Și în rolurile pe care tu le-ai jucat, Patrick, au fost oameni care au fost dispuși să te ajute, să te îndrume. Da, de obicei mami, tati sau Andi sau Lavinia Nu, da, mă, mă refer la, la cei din producția uh, reclamei Cei din producție te ajută, te sfătuiesc Da, da, desigur, când uit ceva sau nu am făcut bine Mai îmi spun odată ce am de făcut sau așa cu siguranță. Patrick, spune-mi, pentru că, uite, dincolo din de, de toate lucrurile astea frumoase pe care tu le faci, sunt convinsă că ai foarte multe pasiuni de zi cu zi. Ce-ți place ție în viața de zi cu zi să faci? Uh, să joc fotbal, dar îmi place și să fac și germană. Uh, uh, merg și la after și acolo învăț mai mult engleză. Dar când mă duc la fotbal, învăț, îl cheamă Cristi și numele lui de familie este Ciocan. Așa, și el te învață la fotbal? Este un fotbalist, înțeleg? Sau cine este Cristi? Este profesorul meu. Profesorul tău, am înțeles, care te îndrumă și te învață tainele fotbalului. Da, dar sunt și alți copii, deci îi învață și pe ei, îndrumă și pe ei. Cu siguranță sunt convinsă că sunteți o echipă. Spune-mi, te vezi în viață făcând mai mult fotbal sau te vezi un model celebru sau poate un actor? Ce? Ambele, poate poți să Ce le crezi? combin. Vrei să le combin pe toate? Da. Mă, cum sunt copiii din ziua de astăzi, dragii noștri polivalenți? Vor să le facă pe toate, de altfel ca și noi, adulții. Deci, tu crezi că vei avea o activitate atunci când vei fi mare? care să le să le uh, combini pe toate. Da? O activitate combinată. Yo, ce frumos! Deci da. o să fii fotbalist, da. o să fii actor, o să fii model. Mai e ceva pe listă? <laughs> germană. Ah, le un profesor de germană? Mm. Nu, nu. Nu, nu, nu. nu profesor. Dar, de exemplu, dacă mă duc în Germania ca să știu, adică de-aia mă duc la a, doar așa să mergem în. Bun. Spune-mi îți place să călătorești? Îmi place, dar depinde și unde. Aoleu, suntem și pretențioși, am înțeles. Bine, unde călătorim, Patrick? <laughs> unde vrei să călătorim? Măcar virtual, deocamdată, tot nu se poate acum să călătorim prea mult. Ce să facem? Uh, nu știu dacă pot eu, că ar trebui... Mama încearcă să-mi iau viza, că trebuie să merg în China la o prezentare. Am înțeles, pentru că, iată, uh, tu ai... Uh, foarte multe activități. Una dintre ele se întâmplă în China, dar sunt convinsă că sunt foarte multe țări în care ar fi trebuit să, să fie evenimente și, din păcate, nu, nu, putem, nu putem călători. Da. În afară de China, mai ai ceva planuri pe anul ăsta, Patrick? Să vedem că nu ne-au dat dacă mergem și altundeva sau nu. Lista este lungă, dar nu știm unde vom putea călători, așa? Da. Dacă tu ar fi să alegi tu acum o locație, să, să mergi în vacanță, spre exemplu, unde ți-ar place să mergi? Hmm. Depinde, că sunt multe în care aș vrea să oh, merg. O, lista lungă, nu-i așa? Da, am o lista. <gânt> Ia să-mi spui tu. Mare sau munte? Ce să fie? Vreau să călătoresc. Să călătorești de unde? Mare, munte, țară. Pe munte. Dar să fie cald. Să fie cald neapărat. Deci, clar că nu te mai întrebi ce anotimp îți place, că e clar că trebuie să-ți placă vara. Nu. Nu. îmi place iarna. Aoleu, Deci, vrem să călătorim vara, dar anotimpul tău favorit este iarna. Da. Nu știu cum. Nu știu cum, e o contradicție, ok? Și ce ne place să facem iarna, Patrick? Ce faci tu iarna? Mă joc cu bulgări, îl aștept pe moșu. e ziua mea. A, ești născut iarna și din cauza asta îți place ție acest anotimp? A, nu, îmi place foarte mult iarna, îmi place când diga așa în soare, îmi place frigul. Îți place frigul? Da. Eu nu, eu vreau să știi să merg în țările calde, vreau să stau la plajă, nici de cum, nici de cum, nu îmi place frigul. E, ok, Spune-mi dacă ar fi totuși să alegi acum între o călătorie uh, la mare și una la munte. Înțeleg că cea la munte ar fi printre preferatele tale? Uh, nu știu, vreau să călătoresc cu familia la munte și cu... Am înțeles, deci nu oricum, dragii mei, cu familia, cu siguranță, cum să-i lăsăm acasă. Dar în tabere singur mergi, Patrick? Da, am nași care fac tabere sau așa și mă duc și eu, stau acolo două, trei săptămâni. Și mergi fără părinții de data asta, înțeleg. Da. Și mami te lasă? Păi suna și mie. Oh, suna și tăi. bine, eu îți spun din prisma mea de mămică că eu când era fetița mea ca tine... Eram tare temătoare și nu-mi venea să o las nicăieri. <laughs> Dar, într-adevăr, nu aveam niște nași care să fie și organizatori de tabere. Asta este. Ei bine, pentru că vreau să revenim un pic în zona ta de activități. Vreau să ne povestești un pic cum ți se pare viața pe scenă, viața din, din backstage, din backstage-ul unui prezentări de modă. Uh, mi se pare chiar foarte fain, adică mă pot distra. Spune-ne ceva despre emoțiile de, din spatele acestor rezultate, cum este să, 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 retrăiești momente, să fii pe scenă, să fii aplaudat. Nu am emoții și când sunt aplaudat, nu știu, mă simt emoționat că mă apreciază cineva sau... Dar prima dată, prima dată, sunt convinsă că ai avut foarte multe emoții pe scenă când erai micuț. O depinde că mă susținea mama, tata și aveam încredere în mine. Aveai încredere. Mai ai încă și astăzi emoții când te urși pe scenă, Patrick? George, ja, n-am făcut, dar n-aș avea. Nu mai ai emoții pentru că deja ai experiență. Da, nu m-aș lăuda, dar nu. Chiar sunt. Și un copil normal, adică. Ești relaxat pe scenă și te descurci foarte bine. Da. Ei bine, dacă ai ajuns să joci în reclame, sunt convinsă că pe scenă este deja o nimica toată. Spune-mi, dragul meu, Patrick, în primul rând știu că este prima ta experiență la radio, dar, în schimb, ai fost invitat la foarte multe televiziuni. Uh, da, dar nu a fost live. Nu a fost live, este prima ta, primul tău interviu live, da. Wow, ce drăguț, ne bucurăm și iată cât de bine te descurci, minunat. Patrick, spune-mi dacă ar fi să, să alegi acum, eu sunt cu alesul. Dacă ar fi să alegi între a merge, spre exemplu, într-o prezentare de modă sau să mergi. Într, -o, într un proiect de film crezi că ai putea să alegi sau să le, că știu că ai spus mai devreme că le poți îmbina ți-ar place să joci într-un film unde să și prezinți moda? Da, să știi că mi-ar plăcea. Ți-ar plăcea. Deci să știi că noi aici avem pe Raluca, care este regizorul nostru în, la Radio Arte eu cred că îi dăm o idee să ne facă neapărat pe repede înainte un film artistic în care neapărat să avem și o defilare de modă. Ce zici? Nu știu tot ce spui. Eu zic că să facem, Patrick. Bine, Bine gata. S-a făcut. Deci, Raluca, ne auzi, da, de acolo, de la butoane. Trebuie neapărat să... Să organizăm, să realizăm un film cu, cu Patrick și cu copii în care să avem neapărat o prezentare de modă. Mm -hmm. <laughs> Ei, bine, uite pentru că noi în fiecare miercuri, Patrick, avem două domnișoare care își desfășoară rubrici la noi în, în emisiune, aș vrea să facem o scurtă pauză și să le ascultăm. Prima dintre ele este micuța Erica, care ne aduce o poveste um, o poveste nouă. Nu știu despre ce este vorba astăzi. Am auzit o ceva, parcă de o poveste maghiară, nu știu sigur, ca de obicei surprize. Eu zic să facem o scurtă pauză, Patrick, și să o ascultăm. Ce zici? Bine. Bine, facem pauză să o ascultăm pe Erica cu poveste de miercuri. Bine, eu sunt Erica. Astăzi v-am pregătit o poveste aici la Artefem, care este din folclorul maghiar. Piatra rotundă a fost odată ca niciodată. Un om atât de sărac încă nu avea nici cu ce să-și rănească copii. Doar se ducea la pescuit și aducea pește. Soția gătea tot peștele pe care îl dădea copilor să. Mulți copii pe când nu aveau ce să mănânce se duceau la fratele său cel bogat. Era atât de bogat, dar nu dădea la nimeni. Niciodată nu se întorcea nim cu nimic acasă de la el. Copii. Iar într-o zi îi spuse. Tata. Nu, eu nu mai mă întorc acasă până când nu am o plasă plină de pești. S-a dus săracul om la pescuit și a pescuit până seara. N-a prins niciun pește cât degetul. Dar la un moment dat a zis, arunc plasa asta pentru ultima dată. Dacă nu prind niciun pește, aia e, mă întorc acasă fără nimic. A simțit la un moment dat că plasa s-a îngreunat și a scos-o scos din apă și s-a uitat. Era doar o piatră mare. Ei! Măcar m-a întorc acasă cu ceva pentru copiii mei. Măcar să uite de grijile de foame. S-a întors acasă. Când au văzut copiii mingea, imediat au început să se joace cu ea. O aruncau dincolo colo în colo și le plăcea atât de mult mingea încât nici nu au mai dormit noaptea aceea. Iar cu cât se jucau copiii mai mult, tatăl a observat că piatra a început să strălucească cu cât mai mult mai tare. Și-a trezit soția și zice, soție, soție, mâine me mergi la împărat și -i arăți mingea aceasta, piatra aceasta. Apoi a doua zi soția s-a dus la rege și s-a dus la palat L-a salutat cum trebuie. Regele a întrebat: Ce ai acolo în plasa aia femeie? Femeia a deschis plasa, s-a uitat. Regele și a zis: O sumă de bani. Ca mi 2 milioane, 3 milioane, 4 milioane. Uite, așa în continuu. Femeia tot făcea. <gâng> La fiecare sumă de bani. Iar apoi a zis: Femeie, îți dau trei saci de aur și mi am dai mingea. Femeia nu a mai făcut din cap și a făcut. <coughs> a dat din cap simplu și ca să ducă sacii de aur, regele i-a dat și o trăsură cu niște cai. Apoi, ce imediat i-a dat trăsura cu cai, a mers acasă, iar un copil a mers la Fratele cel bogat și l-a întrebat Poți să-mi dai o baniță? Pentru ce trebuie ție baniță? Pentru tatăl meu A pățit și el să aibă câțiva bănuți Spuse hm, Îți dau, băiete Dar vin și eu cu tine să văd cum măsoară tatăl tău bani Bine fie, când a mers, a văzut trei saci de aur și a întrebat, cum ai putut, mai frate, să faci așa ceva Păi uite așa, am auzit că regele nu nu poate să mănânce de, atâți de șoareci. Și da, i-am adus câteva pisici și le-a acceptat și mi-a dat trei saci de aur. Fratele cel bogat a strâns din, din sat în sat multe pisici și le-a adus regelui. Regele nu i-a convenit. L-a întrebat ce e acolo în sacii aia. Ce să fie rege? Niște pisici am auzit că îți trebuie. Când a deschis sacii, au explodat toate pisicile pe oriunde, pe covor. Știi cum sunt pisicile? Au darumat tot ce îi venea în față. Nimic, nimic nu a mai rămas. Fratele cel bogat a rămas în închisoare, în pifnița palatului. Se zice că poate că și acum este acolo. Morala acestei povești e când ești bun, Dumnezeu te răsplătește. Vă pup, eu sunt Erika, astăzi, la Ardivă. Și am revenit, dragii mei, în studio. Suntem la FAN ART, emisiunea dedicată copiilor tineri. Frumoși, talentați, toate segmentele de copii îi avem aici la emisiune. Dacă și tu ești un copil sau un tânăr, frumos și talentat, neapărat scrie pe Arte FM, pentru că te așteptăm la emisiune. Alături de mine astăzi îl am pe micuțul Patrick Moreșan, are șapte ani și jumătate, este model, este actor, are multe, multe realizări și multe lucruri de povestit astăzi în emisiune. Patrick, hai să povestim mai departe, ce zici? Povestim? Da. Ce vrei să ne mai povestești tu? Ce vrei să ne mai povestești tu din toate lucrurile minunate pe care le faci? Vreau să vă povestesc eu, când am fost odată în Milano sau în diferite țări, de exemplu în Georgia, ne-am dus la un hotel care acolo aveam fix prezentarea și eu nu știam, eu credeam că acolo stăm la hotel. Așa și nu ați stat la hotel, ați stat în altă parte? Uh, nu, am stat uh, tot acolo. A, dar ai crezut tu că stai în altă parte? Uh uh, nu, eu credeam că se ținea altundeva prezentarea, dar uh, tot... Se ținea în același loc în care v-ați și cazat. Da, eu nu știam. Nu știei lucrul ăsta. Într-adevăr, sunt foarte multe evenimente uh, care sunt gândite ca un campus în care vă și cazați uh, și în care are loc și evenimentul. Acesta a fost unul dintre evenimentele tale favorite, să înțeleg dacă ne-ai povesti despre el, nu? Da, dar uh, cel mai sau cea mai faină a fost în biserică, și după aia -a, a urmat aceasta. Iată, ai foarte multe evenimente favorite din uh, zona fotografiilor. Ce, ce proiect fotografic ți-a plăcut cel mai mult? Hmm. Depinde. Dacă ai vreunul, poate nu ai niciunul favorit Poate ți-au plăcut toate Sau poate nu ți-a plăcut niciunul Și te-ai dus de nevoie uh, Nu, mi-au plăcut toate Ți-au plăcut toate Spune-mi acum Iată, astăzi tu ai venit Special de la, de la Brașov Noroc că ești în vacanță Pentru că Altfel poate ar fi fost mai, mai complicat Crezi că pandemia asta um, a dat cumva peste cap uh, planurile pe care tu le aveai pe anul trecut și pe anul ăsta? Sau S -s -s... activitatea ta de curs normal? Să mă gândesc. Uh, Mi-a dat peste cap că aveam uh, un fel de o reclamă sau o prezentare. Re, anul trecut, adică în 2020, am avut o prezentare când uh, trebuia să merg, dar atunci erau restricții și nu aveam voie să ieșim din casă și nu am mers. S-a anulat sau s-a amânat reclama respectivă? S-a amânat. S-a amânat. E bine că nu s-a anulat pentru că, iată, există încă amânări și tot multe dintre, multe dintre evenimente nu se pot face. Sunt comisă că și tu aveai pe listă probabil foarte multe prezentări de modă sau fashion week-uri la care ar fi trebuit să fii prezent și, din păcate, nu s-a putut. Da, aș vrea să -mi merg iarăși, adică să luăm ce aveam de făcut, dar nu putem, că și acum este COVID. Din păcate și, și acum, într-adevăr. Spune-mi, în următoarea perioadă, ți-ai făcut planuri în afară de China, sau nu ai îndrăznit încă să faci prea multe planuri, neștiind care sunt posibilitățile de a călători? Uh, nu știu încă că, de exemplu, nici nu avem voie să mergem, și trebuie să ne facem analizele de COVID adică să ne să așa. Și oricum, și dacă ne ies bine sau nu, tot trebuie să stăm două zile sau patru. Am înțeles. Patrick, uite, tu în ultima perioadă, succesul pe care l-ai avut, crezi că se datorează foarte mult unui anume aspect sau unei anumite persoane? Sau pur și simplu toate activitățile pe care tu le-ai avut până acum au construit imaginea pe care o are astăzi Patrick Mureșan? M-au ajutat și alții, adică m-au ajutat ca să pot să vin, mi-a dat încredere ca să pot să ajung la acest nivel. Spune-mi, de ce crezi tu că te place lumea? De ce crezi tu că te iubește lumea? Pentru că tu ești chiar adorabil și toată lumea îmi spune exact cum spun și eu. Of, îmi vine să te mănânc! Uh, nu știu, e de la păr? Nu știi? De la păr crezi tu, din cauza coafurii? <laughs> nu știu, dar așa, e părul meu. Ei, da, eu sunt convinsă, îți spun eu de ce. Pentru că tu ești o prezență nemaipomenită, pentru că ești exact cum te-am și prezentat la începutul emisiunii, ești carismatic, ești haios, ești simpatic, ești Patrick Mureșan. Dragii mei, suntem și astăzi la fanart alături de Patrick Mureșan, dacă cei care au intrat mai târziu nu știu. Și povestim aici despre o activitate pe care o are el de la vârsta de patru ani. Uite, într-adevăr, toate activitățile pe care tu, tu le-ai le făcut s-au concretizat nu numai cu apariții în, în televiziuni, ci și în reviste naționale și internaționale. Zic bine, Patrick. Da, dar uh, depinde. depinde. Depinde de ce? Că ai apărut. Da, depinde, dar nu chiar la toate. Ei, nu la toate, dar spun că ai avut destul de multe apariții în reviste și publicații naționale și internaționale și s-a scris despre tine, și uh, uh, asta este foarte important pentru că, iată, nu ai decât șapte ani și jumătate. Adică, cum aș putea eu spune, un mic omuleț, un mic omuleț care are succes. Uh, Patrick, dacă ar fi acum să alegem un desert favorit, care ar fi? Și pus punct, nu știu. Ah, oh, înseamnă că ne plac dulciurile? Nu, nu-mi plac ah, dulciurile. am înțeles. Deci nu mănânci dulciuri. Nu. Atunci să înțeleg că mănânci mai mult fructe decât dulciuri? Da. Îmi place, îmi place banana, îmi place portocala. Îmi deci place nu mâncăm mară. prăjituri, nu mâncăm ciocolată? Bine, nu. Nu mâncăm? Păi nu mănânc. Nu mănânci? Nu, că eu doar întreb. Știu, sunt obișnuită cu copii care sunt cu o întreagă listă de prăjituri favorite, așa că normal că eram un pic surprinsă, dar este foarte bine, Patrick, că nu, uh, nu sunt favorite prăjiturile și sunt favorite fructele. Bravo! Felicitări! Felicitări și mamei! Ei bine, atunci dacă am rezolvat-o cu dulciurile, hai să trecem totuși la meniul favorit aici. Sigur, sigur ai ceva care îți place să mănânci. Ce să fie? Mănânci orice? Nu. Nu. Dar ai ceva care îți place foarte mult? Sau nu ești foarte mofturos înseamnă? Dacă stai să te gândești, mă gândesc că nu ești foarte mofturos și mănânci cam orice. Hmm. Că da, nu-mi place pizza. Nu-ți place pizza? Nu. Dragii mei, este un eveniment. Astăzi am un invitat, căruia nu-i place pizza și nu-i plac dulciurile. Okay. Îmi plac pastele. Îți plac pastele! Carbonara. Ma neapărat carbonara. Mm -hmm. Bun. Cine le gătește, mami sau tati? La restaurant și mami. Și mami, și la restaurant, ok. Cine e acasă șef, mami sau tati? Mami. Amândoi? cine este mai dur mami sau tati mami prietenul cel mai bun sau prietena cea mai bună Mă complic aici avem prieteni mulți puțini deloc mulți mulți avem prieteni mulți dar spunem printre prieteni ăștia care tu că sunt mulți și nu știi niciunul foarte înseamnă că niciunul foarte apropiat Bine, acum spun cel mai bun este Alex pe locul 2, un prieten de al meu sau eu sunt lui Andrei și numele de familie Tatuc. Și pe locul 3, un prieten David de la fotbal. A bun, deci avem și un clasament. Sunem printre toți prietenii tăi sau cunoștințe, poate chiar colegi de lucru, de joacă, absolut orice. Există, crezi tu, că există și copii care te invidiază pentru ceea ce ai ajuns tu astăzi să faci? Da, se invidiază că Că eu apar la televizor. Sunt invidioși și cârcotași întotdeauna unii dintre ei. Mai se întâmplă să fie și cârcotași, nu-i așa? Mm, nu, nu prea cunosc. Nu prea cunoști, dar zici tu, ai spus că, că sunt. Că, sunt și, și că ai uh, informație că ar fi și copii care sunt invidioși pe tine, așa ai zis, sau nu am înțeles eu bine. Da, dar nu toți, nu toți. Nu toți, unii sunt și prieteni le... buni care te susțin. Da, unii le plac că, că cunosc așa, adică un prieten, cum să zic, care are succes și îi urează mai departe, adică... <tus> Consider că tu acum în stadiul în care ești la șapte ani și jumătate poți să fii un exemplu pentru alți copii de vârsta ta? Poate mai, chiar și mai mici, poate chiar și mai mari? Uh, un exemplu să își urmeze visul și să nu vorbească urât. Astea sunt niște sfaturi foarte bune din partea ta uh, și într-adevăr eu cred că uh, ar trebui fiecare copil să învețe, să aprecieze pe cel de, de lângă el și de ce nu să își dorească să ajungă ca el. Să nu fie invidios, ci să își dorească să ajungă ca el. Da. Nu? Exact. Exact. spune tu faci eforturi pentru a, a avea aceste apariții televizate sau pentru a realiza anumite lucruri sau pur și simplu totul vine de la sine și este un succes pe care tu nici măcar nu l-ai căutat? Depinde că am, cum să-ți spun, am mai multe chestii. Deci uneori, uneori succesul poate să vină de la sine, dar trebuie și noi să muncim pentru succes. Înțeleg eu da, din ce vrei tu să adică spui. Adică eu am muncit la vârsta mea, dar cred că și alți copii muncesc. Muncesc. Ce sfat le-ai dat tu copiilor care ar vrea să intre în lumea modelingului sau în lumea reclamelor? Ce sfat le-ai dat? Ce ar trebui să facă? Să... am mai zis... să-și urmeze visul, să nu vorbesc răd, ci... Și părin părinților să au încredere în ei și, și să fie bună suflet. Ok, dar de unde încep? Unde se duc? De Poi unde se înceapă? Ca să ajungă ca alți oameni sau, de exemplu, nu știu, ca alți... Copii sau. să alți ajungă ca tine. Ce trebuie să facă? Să se ducă, să caute un profesor, să caute un să, coordonator, o echipă. Să, nu știu, să intre la o grupă de modeling sau așa și să meargă înainte, adică să nu se lase, că eu nu m-am lăsat și v-am ajuns aici. Iată, ai avut, într-adevăr, rezultate notabile. Patrick, pentru că nu vreau să ratez și a doua emisiune pe care o avem, a doua rubrică pe care o avem în emisiunea noastră Fan Art, îți povesteam mai devreme că avem două fetițe, pe una am ascultat-o, dar acum să știi că o avem și pe cealaltă domnișoară. Cealaltă domnișoară se numește Roberta, este cea de-a doua asistentă a mea și ne pregătește în fiecare miercuri rubrica Știați că. Îți propun, Patrick să mai facem o scurtă pauză și să o ascultăm și pe Roberta. Ok. Fiecare miercuri v-am pregătit rubrica Știați că astăzi sunt bucuroasă să vă prezint o rubrică despre un celebru creator de modă din România, Cătălin Botezatu. Cătălin Botezatu este un creator de modă și fotomodel din România. Este singurul creator de modă care se ocupă personal de toate aspectele prezentărilor sale, începând de la design, scenariu, scenografie, regie, coloană sonoră. El și-a început cariera în modă în anul 1984 ca manechin al casei de modă Venus condusă de Zina Dumitrescu. În anul următor a primit la Frankfurt titlul de cel mai bun manechin al anului în Europa. A urmat cursurile Institutului European de Modă din Milano, unde l-a avut profesor pe celebru Gianni Versace. După reîntoarcerea în țară, Cătălin Botezatu a devenit director de stil al casei de modă Europa din București, după care și-a înfintat propria casă de modă Delphi în anul 1996. Știați că a primit numeroase premii? În anul 2000 în Egipt a devenit primul creator de modă din lume care a obținut permisiunea de a face un shooting în perimetrul site-urilor antice. În anul 2007 a devenit primul creator de modă care a realizat o prezentare de lenjerie în timpul unei curse aeriene pe ruta București și Paris. Anul 2008 este lansat colecție Preta Porte by Cătălin Botezatu. În anul 2009 a fost prezent la Milano Fashion Week. În februarie 2011 debutează primul sezon al celebrei emisiuni Next Top Model by Cătălin botezatul pe Antena 1, fiind un real succes. În 2013 participă a noua oară la New Couture Fashion Week cu cea mai nouă colecție Bird. În 2014-2015 creatorul român a fost sistematic invitat la New York Culture Fashion Week, London Fashion Week, Paris Hot Couture, unde a participat cu colecții spectaculoase pline de rafinament și stil. Colecția anului 2020 Flowers by Cătălin Botezatu ne invită într-o lume a florilor, a frumosului și a perfecțiunii. O colecție lucrată manual realizată din materiale prețioase și sofisticate. Sper că într-o bună zi să-i pot prezenta colecțiile sale și să îl cunosc. Aceasta a fost rubrica de astăzi. Dragii mei, am revenit în studio. Suntem la Radio Arte FM și alături de mine l-am avut astăzi invitat pe micul Patrick Mureșan. Este un copil deosebit, un copil carismatic, model, actor și cred că are foarte multe lucruri de făcut de aici încolo. Fiind atât de mic, drumul lui spre succes este abia la început. Patrick, pentru că am vorbit foarte multe despre activitatea ta, Înainte de a încheia emisiunea, aș vrea să, să ne povestești mai mult despre cum vezi tu succesul la șapte ani și jumătate. Dar mai mult de atât, aș vrea să aflu de la tine dacă consideri că activitățile tale în prezentările de modă și în concursurile de modeling, de Miss, de mister, te-au ajutat foarte mult în cealaltă latură a ta de reclame. Da, m-au ajutat și m-au ajutat și la comportament. La comportament în mod deosebit, dar cu siguranță toate lucrurile astea frumoase pe care tu le-ai făcut au reușit să îți creezi o imagine foarte, foarte frumoasă. Eu știu că tu ți-ai făcut un site, așa este? Da. Cum se numește site-ul tău? Uh www.patrick.ro foarte frumos, dragii mei, eu cred că trebuie să-l căutați pe Patrick, eu sunt una dintre susținătoarele lui și chiar dacă nu este la mine în echipă, să știți că tot sufletul este alături de el, pentru că eu, așa cum am mai spus și am repetat de foarte multe ori în fiecare emisiune și public, sunt o susținătoare a copiilor frumoși și talentați. Patrick, am să te rog să te uiți la cameră și să le transmiți tuturor celor care ne-au urmărit, un gând și un sfat tuturor copiilor. Să fiți cominci și să vă îndepl îndepliniți visul. Dragii mei, să vă urmați visele, pentru că asta este cel mai important. Patrick, îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi. A fost o reală plăcere să stau de vorbă cu tine. Mulțumesc și eu. Și sper să mai vii în emisiunea noastră când vom avea lucruri noi de povestit, pentru că sunt convinsă că deja lista de evenimente o să fie lungă pe acest an, chiar dacă nu avem posibilitatea să călătorim atât de mult, sunt foarte multe evenimente la care probabil vei participa și online. Da, depinde că dacă mi s-a descărcat și nu am cablu de pe ce fac atunci? <laughs> Ei, dragii mei, am fost astăzi la Radio Artefem alături de mine Patrick Mureșan, șapte ani și jumătate, un succes maxim. Vă salut și vă îmbrățișez, ne vedem miercurea viitoare cu o nouă emisiune Fan Art. Am pentru voi surprize remarcabile săptămâna viitoare pentru că nu vă spun prea multe, însă este posibil să fim în altă locație, ci nu aici, nu aici în studio. Pentru că așa cum îmi place mie să închei fiecare emisiune, vă spun cu drag, să aveți o zi cu stil bye Beatrice! Ciao!